Joi 13 februarie, în Polivalenta din Călăraș, într-o sală arhiplină și cu atmosferă frumoasă, s-a desfășurat partida din etapa 18 a Ligii Zimbrilor dintre AHC Dunărea Călăraș și Dinamo București. Dacă prima repriză a fost echilibrată, la pauză scorul fiind de 15-13 pentru Dinamo, în repriza secundă, valoarea jucătorilor dinamovii și-a spus cuvântul, detașându-se și câștigând partida cu scorul de 33-28. Pentru AHC Dunărea Călăraș urmează două partide în deplasare. Pe data de 20 februarie cu AHC Potaisa Turda, meci restanță din etapa 17, iar pe 23 februarie cu CSM Făgăraș. Thank you.
m-a simțit extraordinar, cred că și se simt la fel, pentru că, până la urmă, asta este răsplata noastră ca sportivi, să jucăm într-o seară plină. Chiar astăzi am reușit să ne impunem în fața lor. Cu siguranță a fost un meci greu. Pe noi ne bucurăm într-un fel că avem astfel de meciuri și cu toate echipele cu care jucăm, întotdeauna încearcă să dea 150%. Încă o dată mă repet, mă bucur că am câștigat și chiar că va fi un meci greu. Dar, pe total, ne interesau punctele și moralul pentru celălalt urmă. Din păcate, rezultatul nu este cel dorit. Am avut speranțe foarte mari, primind și ultimele două jocuri ale lor. Astăzi s-a văzut că implicarea a fost alta, și din partea lor, și din partea noastră. Cred că am avut un nivel mult mai ridicat față de meciurile trecute. Și, nu știu, e frustrant. Ne așteptam, e greu să vedeți cuvintele acum, chiar ne așteptam la mai mult, ne așteptam să le punem probleme până pe final. Repriza a doua, apărut că ne-am transformat în parteneri de antrenament, că îi pregătim pentru meciul cu Sporting. Mă părea că avem încredere în noi că putem duce meciul până la final să reușim să-i încurcăm. Din păcate, a doua oară, când, să spun așa, resuscităm în echipă, Constanța, după victoria de aici, n-a mai pierdut 16 meciuri, dacă nu mă înșel. Ce de acum ce zic, sper și Dinamo să meargă doar în sus și să câștige în Champions League, să meargă cât mai departe, pentru că e imagine bună pentru România. Da, e greu să câștigi în fața lui Dinamo București când nu reușești să fii foarte, foarte exact. Am făcut destul de multe greșeli neforțate și când am avut posibilitatea să intrăm în joc de 2-3 ori în această partidă, nu am avut poate acea inteligență de care aveam nevoie să liniștească lucrurile, să ne ducă aproape de adversar. Într-adevăr, Dinamo este reprezentat al unei Champions League. Și chiar astăzi, analizând ultimele două meciuri, au făcut un meci foarte, foarte bun. Nu i-a cu nimic din meritele băieților. Această înfrângere ne va da teme pentru următoarele meciuri. E frustrant să joci într-o sală așa frumoasă și să pierzi. Publicul a fost fabulos. Aș dori să găsesc tot timpul această susținere, să găsim împreună această susținere din partea lor și sperăm ca în următoarele meciuri să nu mai avem aceste semnale. Un meci greu. Veneam după un semi-eșec acasă cu Timișoara, trebuia astăzi să câștigăm pentru a avea un moral bun săptămâna viitoare pentru primul meci cu Sporting Lisabona pe care dorim să ne calificăm. Am întâlnit astăzi o echipă agresivă în apărare, multe soluții în jocul de atac, ne-a pus multe probleme, dar ne-am mobilizat și cred că am controlat meciul de la început până la sfârșit. Îi felicit pentru Gabi, pentru munca pe care o face aici, să vede o creștere de formă a echipei și sper să-și atingă obiectivul pe care și l-a propus venind aici. Sunt bucuros că am înscris 33 și cu golul să spunem și treaba asta. Să nu uităm că la București cu Timișoara nu am luat 28, am luat 23, dar n-am putut să dăm mai multe. Deci, per total sunt mulțumit de randamentul jucătorilor și sper ca săptămâna viitoare să prindem forma sportivă cea mai bună pentru meciul cu Sporting.